Bună, sunt Elena și bine v-am găsit sau regăsit pe canalul meu. Astăzi vă vorbesc despre romanul Casa Veseliei, semnat de Edith Wharton, roman publicat în anul 1905 și la noi tradus la editura Litera. Lily Bart este o tânără ce se naște într-o familie de vază, dar ruinată, și astfel fata este obișnuită de mică să trăiască printre oameni bogați. Totuși, Lily se apropie de vârsta de 30 de ani, este nemăritată, iar acest aspect nu este privit cu ochi buni de către cei din jur. Lily este o tânără veselă, o companie plăcută, astfel încât prietenii ei bogați ignoră statutul ei marital pentru o perioadă. Casa Veseliei de Edith Wharton se axează pe ascensiunea în societate a lui Lily Bart și pe modul în care fata se descurcă într-o lume în care nu are niciun ban, într-o lume în care nu are resursele necesare pentru a se ridica la același nivel cu prietenii ei influenți. Felul în care autoarea descrie în alta societate, modul în care familiile din jur sunt complexe, dar și felul în care fata încearcă să supraviețuiască în această lume, este unul aparte. Edith Wharton creează niște personaje memorabile, atât pentru trăsăturile lor, cât și pentru viciile și orbirea de care dau dovadă atunci când vine vorba despre viața din afara cercului social din care fac parte personajele. În alta clasă socială, din New Yorkul de la începutul secolului trecut, este una crudă, egoistă, o clasă în care Lily se naște și este nevoită să trăiască în cadrul acesteia. Casa Veseliei este un bildungsroman pentru că cititorul urmărește modul în care se dezvoltă și crește personajul lui Lily Bart. Dacă la început întâlnim o tânără frivolă, o tânără care se gândește doar la rochi și baluri, pe parcurs vedem cum fata face față vieții și își dă seama că lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Mi-a plăcut să urmăresc felul în care tânăra încearcă să supraviețuiască în această societate și modul în care își gestionează problemele pe parcursul romanului. Autoarea prezintă societatea vremii, subiectele la modă, dar și complexitatea relațiilor care se construiesc între oamenii bogați. Relațiile amoroase sunt tratate cu mult scepticism, dar și cu multă pasiune, iar această combinație oferă un ritm alert acțiunii și un aer aparte poveștii. Pe tot parcursul romanului te aștepți să se întâmple ceva grandios, iar autoarea reușește să te surprindă la fiecare pas. Dacă vă plac cărțile unde acțiunea are loc în prima jumătate a secolului trecut, dacă vă plac poveștile despre înalta societate și dacă vă plac personajele care luptă pentru un loc sub soare, vă recomand cu mare drag Casa Veseliei. Atât pentru astăzi, să aveți o zi cât mai frumoasă! Pa, pa!